La acest început de an, chiar dacă este a doua zi, să binecuvântăm pe Domnul care ne-a purtat până aici pe aripile sale și care avem nădejde că ne va mai purta mai departe. Amin. Slăvit să fie numele în vecii vecilor. Amin. Să vă binecuvânteze Domnul și pe dumneavoastră în toate zilele. Amin. Oamenii salută uneori cu sărbători fericite, eu spun că e prea puțin, că sunt prea puține zile de sărbători. Și atunci mă duc pe varianta biblică, să vă dea Domnul zile fericite, adică toate, la rând. În fiecare dimineață să înnoiască Domnul îndurarea, bunătatea și să fie cu noi, cum a spus Domnul Iisus către ucenici, și în toate zilele până la sfârșitul veacului. S-a citit din epistola sobornicească a lui Iuda. Și aș vrea să vin de aici cu un cuvânt intitulat Rămâi lângă Domnul. Eu cred că acesta e mesajul acestei scurte epistole scrise de Iuda, fratele Domnului. În versetul 1 scrie așa, că a fost adresată celor chemați care sunt, atenție, iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Domnul Iisus Hristos. Că Dumnezeu ne-a ales pe noi în dragostea Lui. Dacă nu ne iubea, avea vreun motiv? Nici acum n-ar avea, dacă n-ar avea dragoste față de noi. Așa e scris, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul să fiu. Și când l-a dat? Când a făcut planul că îl va da? Încă înainte de a fi creația. Încă înainte de ceea ce noi cunoaștem ca date istorice, inclusiv din Cartea Geneza, Cartea Începuturilor. Și de asemenea, versetul 21 scrie, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Așadar, rămâi lângă Domnul, sau în egală măsură aș putea spune, rămâi cu Domnul. Cum îmi place mie când salută frații din Bucovina, după ce am intrat într-o prietenie cu ei, au expresia asta, cu Domnul Iisus. Cum avem noi pacea Domnului la urmă, îi spun cu Domnul Iisus. Așa vrem să fim și asta pentru vecii vecilor. Aș vrea să înțelegeți că această epistolă nu-i scrisă pentru cei din afară și nu are un mesaj evanghelistic, ca oamenii să vină la mântuire. Mesajul acestei scurte epistole este ca oamenii să rămână în mântuire. Și acum, când în ultima vreme au fost mai multe mesaje profetice că urmează nu o cernere, două, trei, poate mai multe, este imperativ să vedem ce putem face ca să rămânem lângă Domnul. Da, între timp ne rugăm și să se pocăiască alții, dar să nu-i pierdem pe aceștia. Apostolul Pavel foarte frecvent se ruga pentru cei credincioși ca să rămână statornici. Și pentru că n-aveau legături ca acum, mai trimitea pe câte un colaborator de-al său să afle vești, să vadă dacă au rămas credincioși. Cum zice la Filipeni, capitolul 2, sunt mai multe cuvinte de felul acesta, citesc unul dintre ele, versetul 16, ținând sus cuvântul vieții așa ca în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat și nu m-am ostenit în zadar. Că le spunea el și la Corinteni, scrie unul Corinteni 15, că ăștia au fost mai cu probleme oarecum, de la versetul 1, v-am făcut de cunoscut Evanghelia, ați primit-o, în care ați rămas, ăsta e mesajul epistolei, și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o altfel, degeaba ați crezut. Și în aceeași 1 Corinteni epistolă, scrie la capitolul 9, că apostolul avea o teamă să spună așa și pentru sine. Citesc aceasta ca nu cumva să spună cineva, frate, asta pentru ăștia care sunt mai slabi. Eu spun pentru toți care sunt oameni. 1 Corinteni 9, versetul 27, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propăduit-o altora, eu însumi să fiu lepădat. Nimeni dintre noi să nu se creadă. Sau poate este aici vreun calvinist care spune că odată mântuit, mântuit pentru totdeauna. Nu, textul nostru ne spunea
să păstrăm credința care a fost dată odată pentru totdeauna. Nu că ea ne păstrează de la sine pe noi. Ba mai mult, în epistola citită în seara asta, scrie că au fost îngeri care au căzut, așa-i? Dar de ce? Iuda, capitolul 1, versetul 6. Dumnezeu a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice în întunere, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și-au părăsit locuința. Deci iată că și îngerii au putut să cadă. Și avem cazul lui Iuda, lui Dima, aici scrie de evrei, că au fost cei mai mulți neplăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Dumneavoastră sunteți, cred, în proporție de peste 90% trecuți prin Marea Roșie. Veți ajunge în Canaan? Vom reuși să finalizăm cu bine acest traseu? Sau ne vom pierde pe drum? Doamne, fie-ți milă de noi! Așadar, să luăm în serios riscul acesta. Să nu fim, cum spune profetul Amos, așa, fără grijă în Sion. Nu-i nicio problemă. Am întâlnit asta la o conferință în Olanda. Domnul m-a avertizat dinainte că voi întâlni așa o lucrare, era atât vedenie, un hopa mitică din ăla care, cum îl înclin, tot așa se duce la loc. Și acolo era la o părtășie, la masă, la a mea, și vine o soră la mine și spune, zice, ne-ai luat cam tare, așa, să ne pocăim, așa, vrei să ne duci cu toată silința în rai? Zic, bineînțeles. Păi zic, dacă nu ne silim, ne pierdem mântuirea. Și ea zâmbește și spune, asta nu-i problemă, mântuirea nu se pierde. Ei, atunci mi-am amintit de vedenia cu hopa mitică. Dar nu vă spun că de rău nu-mi place să vorbesc când am văzut chiar acolo cum se comportau, dacă n-aveau grijă că pierd ceva, nu? Dar epistola asta a fost așezată foarte bine înainte de Apocalipsa, când, în mod special, înainte de sfârșit, trebuie să fim atenți. A spus Domnul Iisus, vă citesc din Matei 24, sunt cuvintele Lui și cred că îl credeți, nu? 24:4. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu, vor zice eu sunt Hristos și vor înșela pe mulți. Versetul 11, se vor scola proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de el, dragostea celor mai mulți se va răci. Sau versetul 24, până acolo să înșele, dacă ar fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Există risc sau nu există? Noi, care crede că nu există mâna sus? Ca să ăla de lângă el, care stă să-i dea peste mână, spune, stai jos că l-ai înțeles. Că noi toți am înțeles. Și dacă ați înțeles, atunci vă rog fiți atenți la ce vă voi spune în continuare. Să observăm de ce, ce motive sunt, ce cauze pot să ducă la căderea unor oameni sau la părăsirea Domnului, la îndepărtarea de El. Noi avem ca exemplu tot ce s-a întâmplat evreilor, dragii mei. Și spune 1 Corinteni 10 că a fost scrise spre învățătura noastră să nu facem cum au făcut ei. Și întreba Dumnezeu prin prorocul lui Ieremia și striga oarecum întristat, vă citesc Ieremia 2, de la versetul 13, hai și 12, mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Dar ce-i de groază așa? Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și s-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Ce tragedie! Să renunți la o apă, cum spunea Domnul femeii din Samaria, care dacă o bei, țâșnești în viața veșnică, să sap tu fântâna ta și nu-i apă veșnică și și aia să sece. Că oameni, bucurile care le fac oamenii aici sunt atât de vremelnice. Scrie tot în Ieremia, în capitolul 17, citesc de la versetul 13, Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine, cei ce se abade la mine vor fi scriși pe pământ, că își părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Dar noi nu vrem să-L părăsim, așa-i?
N-am spus noi toți în apa botezului când am fost întrebați până când, ce am spus? A, păi unul zis până la moarte, altul până în veșnicie, care de care s-a legat, cum a știut el că e mai frumos de Domnul. Am fost duminica trecută la un botez în județul Cluj, așa mi-a plăcut că cei mai mulți dintre candidații intrați în apă așa plângeau când își mărturiseau credința. Între altele s-a botezat o familie, el născut în familie credincioși, dar din adolescență declarat ateu. Și foarte împotrivitor, mi-a povestit slujitorul de acolo că îl cunoștea. Și s-a căsătorit în lume. De-a femeia asta din lume a început să meargă la o adunare. Și a mers câțiva ani, dar ea nu s-a putut boteza, că el nu voia să se cunune cu ea. Și le spunea, am un motiv, dar nu l-a părât pe el, pentru care nu pot încă să mă botez. Și el numai că apare la adunare cu Biblia sub braț și fratele care l-a cunoscut din copilărie spune, omule, mă bucur că te văd, cum de-ai venit? Că tu nu doar că nu credeai, erai foarte sfidător. Și spune, m-a cercetat Dumnezeu, nu-ți mai ateu, acum cred. Apoi soția lui plângea într-una de bucurie că Dumnezeu a ascultat-o și au intrat amândoi în apa botezului. Am văzut tot acolo, erau două tineri, erau surori, așa plângeau și la cântare când au ieșit și în apa botezului. Vrem cu toată viața până la moarte și să te lași mai apoi de Domnul. Cum s-au bucurat evreii că i-a scos din cuptorul de foc a Egiptului? I-a zdrobit Dumnezeu pe egipteni așa, încă una, încă una, câte le-au dat copii, știți câte nu ele au primit, da? 10 la număr, ultima i-a usturat tare, a curs multe lacrimi, au murit. I-a trecut prin Marea Roșie și scrie în Exod 15 că au cântat. Cântarea în Exod 15, știți unde e prima cârtire? În 16. Repede a uitat. Și scrie aici în Iuda că e o mare problemă de care vă rog să țineți cont. Iuda, vă citesc versetul 19. Oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Că Dumnezeu i-a scos din Egipt, numai că vorba aceea a fost greu de scos Egiptul din ei. Noi ne pocăim, ne botezăm, dar firea pământească, cum îi mai spune uneori, fiara pământească, asta ne face probleme. Și vreau să vă arăt așa chestiuni sensibile care pot să apară și la pocăiți, dar în timp duc la pierderea mântuirii. Scrie aici în 1:16 Iuda, ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta. Dar de ce? Vă întreb, n-au acum oamenii ce mânca? N-au ce îmbrăca? N-au locuințe? Sunt persecutați? Nici vorbă. Trăiesc după poftele lor. Și spuneți-mi în dumneavoastră, pe cine să întreb, pe unul mai bătrân sau mai tânăr, pe un bărbat sau pe o femeie, cine își poate împlini toate poftele? Știți cum e omul? Măi, dacă îi dai una, vrea alta. Și după aia sunt toxică și de aia, și se gândește că cealaltă trebuia, și pe acest fundal a manifestării firii pământești apare nemulțumirea, cârtirea. Apoi bărbatul nemulțumit de femeie, femeile sunt mai sensibile, bărbații sunt mai grosolani uneori, mai nemulțumite. Apoi părinții nemulțumiți de copii, că nu s-a așa, că s-a altfel, că noi și-am uitat cum eram. Și acum e altfel, de adevărat, copiii nemulțumiți de părinți, îmi spunea o beată soră văduvă, zice, ei, bărbatul meu de l-aș mai avea acum, numai cu hăinuțile pe el l-aș primi, am o leagă în afară, l-aș legăna, numai să-l mai am, dar nu-l mai am și nu știu dacă o să mai am vreodată. Spune altă soră, zice, apoi când mi-aducea lemn în casă, așa le dădea drumul cu sacul și se mai împrăștia puțin rumeguș, și făceam scandal și supărare, acum să-l deșerte în mijlocul casei aș fi mulțumită. Apoi bărbații poate fi nemulțumiți au fost, că femeia nu știu ce-a făcut sau nu a făcut. Apoi nemulțumiți că n-am avut ceva de sărbători, că n-ați putut să-ți cumperi ceva. Măi, dar voi nu sunteți nemulțumiți, nu?
Pe românește n-ați învățat, cum să zice, să nu fii mulțumit, românii n-au învățat pe slovăcește și mai ușor, nu? Că în felul ăsta nu știi cum se zice. Cineva a făcut un concurs în Finlanda, ce cuvinte au mai multe sinonime? Știți care au mai multe sinonime, faptele bune sau păcatele? Păcatele. Cele mai multe cuvinte înlocuitoare, să nu-i zici curvie, să zici adulte, să zici desfrâu, să-i spui imoralitate, o, câte nu se găsesc. Dar înlocuitor la cuvântul sfințenie câte mai sunt? Greu găsești, nu? Dragii mei, hai să rugăm pe Domnul să ne ierte dacă am fost nemulțumitor cu soarta, apoi nemulțumitor cu guvernarea, nu? Uneori n-avem răbdare, până la urmă, azi m-a întrebat cineva, zice, mare mult, zice, Iohannis la conducere. Apoi zic, cât l-a suferit Dumnezeu, are încă. Și apoi punem pe alții și nu-mi fi mulțumiți nici de aceea. Dragii mei, eu zic să ne ierte Dumnezeu, că dacă n-am fi avut, atunci ar fi fost mult mai rău. Spuneau frații care n-au avut aer acum bolnav cu COVID. Dacă aș fi tras o gură de aer, spunea un frate, știam ce aveam de spus, dar n-aveam aer să împingă vorbele. Și nici nu m-am gândit la asta, că aerul împinge vorbele. Mai multe face aerul și oxigenarea creierului și câte toate. Mulțumim Domnului de câte avem. Oare când ne-ar trebui, când am terminat noi o listă, să scriem tot ce ne-a dat Dumnezeu până acum? Dar așa să mulțumiți de amândouă urechile. Și dacă nu vii destul, mergi la doctor să vezi dacă aveți 100% auz. Și care are numai 75% auz, mulțumesc de 75%. Cât de mulțumitori suntem de ceea ce mâncăm? Se spune că la femeie, dacă a gătit mâncarea, dacă ai ajutat-o și tu, și mai bine, nu trebuie să-i mulțumești așa, mulțumesc pentru o masă. Mulțumesc de felul întâi separat, de felul doi separat, că nu s-au făcut deodată, nu? Pentru prăjituri aparte, că nu le-au făcut deodată cu ciorba. Și-a fost trudă pentru fiecare, mulțumesc Domnului că ai putut să mănânci, nu? Este altul care nu poate mânca dulce. Dragii mei, vedeți, de la lucruri din astea pleacă răul cel mare, de la nemulțumire, cârtire. Evrei, în loc să-și aducă aminte că au fost scoși din robie, au fost nemulțumiți și numai un fel de mâncare. Dar n-a murit nimeni de foame. Hrana asta proastă, nu știu cum era la gust, cine știe noi, mulțumiți am fi fost sau nu? Să nu-i judecăm pe ei ușor, nu? Măi, gândiți-vă, vă rog, ce condiții au trăit. 40 de ani în rând de haine. Aceiași păpuși, nu știu cum era când creșteau copiii, cum făcea cu papuci, nu știu. Aceeași mâncare, păi locuiau în corturi, uneori n-aveau apă de băut. Păi noi suntem supărați că n-avem instalată apa la baie, nu? N-a fost ușor. Condiții, căldură. Și n-a avut încredere în Dumnezeu că îi va duce în țara promisă și Dumnezeu s-a mâneat pe asta. Trec mai departe să nu vă necăjesc prea tare. Scrie aici, gura le este plină de vorba trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Versetul 15, cuvintele de ocară pe care le-au rostit acești păcătoși nelegiuiți. Mândria și batjocura care sunt pe aproape. E așa ușor să te crești cineva, să te lauzi, sau și dacă nu te lauzi, să te autoapreciezi așa în tăcere și în paralel să-i sfidezi, să-i vezi pe alții mai jos sau chiar să devii batjocoritor. Se întâmplă asta în societatea vremii noastre? Da, odată o soră îmi spune, l-am jignit pe bărbat, ne-am certat și eu ca să o prind zic, Dumnezeu-i de vină, mai s-o speriat. Îi de vină că ți-o dat grai. Dacă tu nu puteai vorbi, tu nu te certai cu bărbatul, mulți n-au dușmani. Și acum mă gândesc, păi de-aia ți-o dat Dumnezeu grai. Ca să vorbești orice? Sau pentru ce-i limba noastră și gura?
nu ca să-L slăvim pe Dumnezeu și să-I binecuvântăm numele, nu ca să vorbim frumos cu alții și să-I apreciem, să le mulțumim. Vedeți? Cât ne costă să spui ceva de apreciere pentru cineva, să-l încurajezi, o vorbă bună. Și ați văzut că boala asta e uneori și la copii, așa. Măi, dar noi vorbim de oameni care au credința. Eu sunt întristat când văd oameni supărăcioși. Că dacă se cuplează cârtirea cu nemulțumirea și cu mândria și baljocura trece în față, apoi să vezi ce supărare și ce vorbe acolo. Dar de ce n-am putea să ne împăcăm frumos, bine? Vândem, luați un angajament la nivel de familie, nimeni să nu mai vorbească în mod nepotrivit anul acesta. Luați un angajament, fiecare să-și prețuiască soția, mă, care le aveți, mă, ați auzit? Ceilalți vorbiți de bine de ele dacă s-au dus, așa ca mine. Vă luați un angajament să vă prețuiți soții, să vorbiți așa numai ca sara, domnul meu, și domnul meu bărbatul, și dacă e bătrân, nu? Apreciere. Nu știu cum se face când sunt tineri și se iubesc, ca pe așa cuvinte frumoase. O duci la tine acasă și până a fost pe numele lui mamă să n-ai bajocorit-o, după ce e pe numele tău să vorbești urât cu ea. Cum vine asta? Păi nu se face una ca asta. Vorbele noastre să fie drese cu har, cu sare, să dea har celor ce-l aud, Efeseni 5, cuvinte, glume, oricum, nici să nu se audă, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Dumnezeu să vă dea îndurare. Mă, văd că oarecum nu sună chiar bine și să nu vă țin o critică. Eu am zis numai să nu faceți așa, n-am zis că faceți, m-ați înțeles? Și mai văd aici o mare problemă. Scrie în versetul 3 și 4 că trebuie să ne luptăm, că unii au schimbat în desfrânare harul lui Dumnezeu. Versetul 8, își pângăresc trupul. Versetul 18, pofte nelejuite. Este o lume foarte imorală, în mod deosebit legat de internet și de vizualizări. Măi, băieți, fanfariști, fetelor, hai că voi sunteți mai curate, mai evlavioase, v-ați mărturisit toți la sfârșit de an? Dacă nu, dăm după calendarul de la ruși și mai târziu, după ăla vechi, ca să apucați și voi la sfârșit de an să vă mărturisiți până pe săptămâna asta, prin 6, pe când mai încolo, când e prin 13 anul nou la ei, nu? Pe 13 zile în urmă, pare-mi, cu calendarul gregorian și iulian. Și să ne angajăm anul ăsta, măi copii, să nu privim nimic murdar, să ne ferim de gânduri nelejuite. În familie, eu vă vorbesc pe de-a dreptul, reiese la mărturisiri că sunt dorințe de lucruri care nu sunt cuvincioase, care nu dovedesc demnitate. Ca să nu mai spun de ce scriești de Sodoma, care însemna să mă duc prea departe cu gândul. V-am spus că sunt lucruri ce se pot întâmpla între noi. Nemulțumiri, vorbe nepotrivite și permisivități în viața de familie sau în gândire sau în particular. Și astea toate ne îndepartă de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat har și ne-a iertat de tot ce am făcut, dar ne cere mai departe să rămânem sfinți. Spunea 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, adică a minții, și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Doamne, ajută! Ați reținut așadar doar trei aspecte vinovate care le-am punctat și care pot să ducă din nou la stări vinovate.
mai grele. Epistola lui Iuda este foarte asemănătoare cu a doua Petru, capitolul 2. Și aici scrie, vă citesc de la versetul 20, că unii, după ce au scăpat din tânăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Adică atenție, fiecare acolo unde era el vinovat. Dacă ați fost vinovați la imagini, acolo atenție, la vorbire, la mândrie, la batjocură, fiecare să fie atent acolo unde înainte a păcătuit. Cum spune și la a doua Corinteni, citesc din capitolul 12, partea finală și 13, unde sesiza apostolul acest pericol de revenire a stărilor păcătoase anterioare, 12:20. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc, mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfele, îngânfări, tulburări, alea din Iuda de care am citit. Mă tem ca la venirea mea să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit și acum cele mai vinovate le numeră, necurăție, curvie, spurcăciunile pe care le-au făcut. Versetul 2 din 13. Cum am spus când am fost la doar la voi, tot așa și azi când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să vă cruț deloc. Ar fi vrut, zice în aceeași epistolă, în capitolul 2, să vină la ei cu duhul blândeții, nu cu nuiaua. Dar decât să-i piardă, mai bine cu nuiaua. Dumnezeu să se îndure și de noi, amin. Trec mai departe, deci v-am arătat până aici câteva pericole care ne pasc în a nu rămâne lângă Domnul. Vreau acum să observăm ce trebuie să facem ca să rămânem lângă Domnul. Pentru că Iuda spunea ce n-au făcut unii sau ce au făcut rău și au plecat de lângă Domnul și trebuie să facem noi. Versetul 3. Prea iubiților, când căutam cu tot din adins să vă scriu spre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să vă îndemn să vă luptați pentru credința care v-a fost dată odată pentru totdeauna. Cum putem să ne luptăm? Vă citesc. Versetul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă și rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugăciunea este o luptă. Asta vă citesc și din Roman 15, cuvintele apostolului Pavel de la versetul 30. Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. Vă întreb, acum când venim la dumneavoastră, slujim noi mai mult. Nu știu cât de mult veniți peste săptămână la rugăciune. Ba mai mult, vă întreb cât vă rugați acasă. Dacă vreți să nu fiți depărtați și să rămâneți cu Domnul, fiți cât mai mult în părtășie cu Domnul în rugăciune. Altfel nu rezistă nimeni. Vă amintiți, dragi copii și frați și surori, cât se ruga Domnul Iisus? Ziua predica și noaptea se ruga. Spunea apostolul Pavel, Efeseni 6:18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Când mai mă duc așa cu un grup de tineri în misiune, ei cântă frumos și mai îi provoc pe mașină să ne rugăm și spun, măi, să vă aud la rugăciune, măcar cum cântați. Ce-i mai ușor, să faceți o repetiție de o oră sau să vă rugați o oră? Să-i întrebi pe predicator, ce-i mai ușor, să citești un ceas sau să te rogi un ceas? Pe surori să le întrebăm, ce-i mai ușor, să te uiți la ceas, să vezi la telefon că a trecut o oră și ai vorbit, nu neapărat lucruri rele.
nevoi sau așa, întrebări de sănătate. Vă este ușor să vă rugați un ceas, cum a zis Domnul în grădină? Un ceas n-ai vechea. Petre, hai să ne rugăm că vine satana să vă cearnă. Nu-i probleme, Doamne. Și nu s-a rugat și... Mă, Petre, tu ești cu Domnul Iisus. No. Vedeți că atunci când nici nu te rogi, nici măcar nu știi să-ți aduci aminte ce ți-a vorbit Domnul și n-ai putere. Ascultați-mă, vă citesc cuvintele Domnului Iisus pentru vremea sfârșitului. Luca 21. Nu vă spun lucruri grele. Luca 21, versetul 36. Vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. De ce cădem? Nu ne rugăm. Ne angajăm să ne rugăm mai mult? Nici nu vreau să pun pe voi așa, să spuneți, frate, ce n-ai dumneata autoritate peste mine, peste noi. Sau cumva cineva cu cugetul mai sensibil să spună, frate, am spus să mă rog atunci și n-am putut să rogați, mă mustră conștiința. Siliți-vă voi cât mai mult puteți. Sculați-vă dimineața, rugați-vă. Tu spune Psalmul 5, eu dimineața mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Dacă ne-am rugat, nu ne-am certat în familie, că ne dă Domnul putere și ne amintim. Dacă s-ar ruga băieții ăștia, fetele de aici, apoi n-ar vorbi ce nu trebuie, nu ar fi mândri. Am avea biruințe în ispitiri. Faceți probă. Cine se angajează la rugăciune? Dar stați că nu numai pentru noi, ne rugăm și pentru alții, nu? Sau numai pentru noi? Cine mai ia în lista lui încă vreo câțiva? Că poate respectiv n-apucă în ziua aceea, poate au, știu eu, ce ispită, ce slăbiciune. Noi urmează de săptămâna viitoare să începem stăruința, probabil că veți avea și dumneavoastră și stăruință și bine ar fi să o ținem așa tot timpul. Deci nu se poate altfel, dragii mei. Ia să vă mai citesc legat de rugăciunea pentru alții. A 2 Corinteni 13, spunea Apostolul Pavel de la versetul 7, totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, stiroși pentru alții. În epistolele astea, numai să vă amintesc câteva, hai, Filipeni 1, versetul 4, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Versetul 8, și spunea ce se ruga să le crească dragostea în cunoștință, să deosebească lucrurile alese, să rămână curați. Astăzi sau când, zilele astea, că au fost mai multe slujbe, să nu greșesc, spunea cineva de un frate mai în vârstă care a zis, când am fost tânăr, mă rugam, Doamne, îndură-te de noi. Când mi-au crescut copiii mari, Doamne, îndură-te și de copii. Și ce am văzut, că am slăbit și eu și copiii nu se țin de pocăință, acum m-am învățat că trebuie să mă rog pentru fiecare în parte, Doamne, pentru Ionela, te rog să o ajut, să-i dai pricepere, să nu se încurce cu vreun băiat. Ea e mai ispitită să fie mândră, ajută-o să rămână smerită, Doamne. Maria e ispitită să vorbească din gură, Doamne, ajută-o pe Maria să tacă. Și acum am înțeles că trebuie să le spun așa, pe felie, la fiecare, Doamne, fă așa și așa. Ne vom ruga așa? Vi s-a întâmplat în timp ce vă rugați să vă mirați de ce vă rugați? Să spui niște cuvinte, să te tot miri. Că trebuie să te rogi pe românește, după aia să te rogi încât știi, te duce rugăciunea cu mintea, nu? Apoi rugăciunea prin Duhul, sub călăuzire, și apoi rugăciunea cu Duhul, în alte limbi. Într-o adunare i-a fost dat unuia să tâlmăcească ce se rugau un copil de 14 ani, așa cum ar fi fetele astea pe aici. Păi după mintea lui nu se putea ruga așa, spunea, Doamne, când voi fi mare și când va fi așa și așa, păzește-mă Tu, Doamne, ajută-mă! E scris că Duhul mijlocește pentru noi. Haideți să lăsăm Duhul rugăciunii să pătrundă în adunare, să fie Harul lui Dumnezeu peste noi. Îmi spunea o soră de la noi, sora Ciobanu Raveica de pe la Nadăș, zice, dimineața când era vreme de secer, auzi, în sezon, ne sculam dimineața la 5 și mergeam undeva la o casă și ne rugam, apoi mergeam la seceră
când se făcea seară, iar ne adunam încă vreo două ceasuri la rugăciune. Apoi în felul ăsta faci treabă, nu? Ne apucăm și noi de treabă? Sau așa, Doamne, Doamne, fie-ți milă și de a noștri și de ceilalți și... Nu se poate, dragii mei. Rugați-vă, mă întorc la Iuda aici, rugați-vă prin Duhul Sfânt, versetul 20. Cereți de la Domnul har să primim mai multă vorbire în limbi, să putem mijloci și lăsați-vă călăuziți de Duhul, amin? Altceva pe lângă rugăciune. Versetul 20. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Și în versetul 1 am citit despre cei care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl. Vă îndemn să meditați profund la dragostea lui Dumnezeu. În mod deosebit Ioan în epistola lui accentuează aceste adevăruri și în Evanghelie, dacă bine vă amintiți, dar să vă citesc din epistola, de exemplu, din 1 Ioan, vă citesc din capitolul 2, spune în versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dar ce e asta dragostea Tatălui? Mă întorc la capitolul 4 și scrie de la versetul 8. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Când face cineva un gest mare pentru tine, e normal să te gândești la el, să ai recunoștință și să nu-l uiți. Cine știe, așa să spună repede, ce a hotărât Dumnezeu să ne dea în dragostea lui? Pe fiul său și pe lângă fiul său, ce ne mai dă? Hai să vă citesc. Romani, capitolul 8. De la versetul 32. El n-a cruțat nici chiar pe fiul său și l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Vom fi moștenitori a împărăției sfinte. Dacă ți-ar da cineva, dacă ai fi sărac numai un rând de haine, dacă ai fi lipsit, lipsitare, ți-ar părea mult o bucată de pâine. Și Dumnezeu vrea să ne dea o veșnicie în fericire cu El și nu fără El. Să merită să rămânem cu El. Știți ce a zis Dumnezeu către Osea? Osea, hai să spun ce trăiesc eu. Du-te, ia-ți o femeie curvă. Dar iubește-o. Și-o luat-o, și-o făcut 3 copii, dar se pare cam așa din text, nici ea nu a fost a lui, Osea. Și spune în capitolul 2, du-te, cumpără-ți-o din nou, că a devenit prostituată și iubește-o. Dar de ce, Doamne? Așa am pățit eu cu voi. Și zice în Maleahii când trebuie, cu ce ne-ai iubit? Mă, nu ia cu frate, cu Esau, uite ce v-am dat vouă și lor nu le-am dat. Asta-i mustră Dumnezeu pe evrei, v-am iubit, v-am dus într-o țară aleasă pentru voi dintre toate țările și v-am dat și v-am ocrotit și voi m-ați părăsit. Când nu stăm cu Domnul în părtășie, când nu respectăm, nu-L ascultăm, asta e dovadă că pentru noi dragostea Lui nu valorează mare lucru. V-am spus eu un caz, dar vi-l repet că este în context, că un băiat îl susă ceară mâna unei fete și a spus, nu mă mărit cu tine. Dar lui a fost dragă și tot a urmărit-o și într-o zi, tot urmărind-o să mai schimbe 2-3 vorbe cu ea, poate o trage, ea s-a dus să spele haine la râu și din neatenție era acolo o groapă și s-a scăpat cu totul, numai părere deasupra și l-a sărit repede și a scos-o afară. Și când a scos-o afară, ea a zis, mă mărit cu tine. Măi, Dumnezeu ne-a scos pe noi din groapa pierzării. Nu doar să ne pună pe țărm, să ne pună la dreapta măririi, să ne dea veșnicia. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu că sunteți iubiți de Dumnezeu. Nu sunt atâția oameni în lumea asta, de ce nu i-a chemat pe ei la mântuire?
Noi am fost dragi, El ne-a iubit întâi. Ne-a ochit și vrea să fim ai Lui pentru vecii vecilor. V-a simțit onorate, fetelor, nu? Să vă iau un băiat cel mai, cel mai! Și să aveți o nuntă ca în povești. Și un palat, cum nici în povești nu este. Și ce-a spune? Păi este de bună seamă că a iubit fata asta. Dar Dumnezeu ni le-a dat toate acestea. S-a jertfit pentru noi. Ne-a răbdat, ne-a iertat. Să fie binecuvântată dragostea Lui. Ca să spune Romanii 8 aici în continuare, că cine va despărți pe noi de dragostea Lui Dumnezeu? Adică există ceva, nu iubiți lumea. Și asta e paradoxul, să părăsești pe un bărbat bun pentru un prăpădit, cum zice vorba în popor. Să-l părăsim pe Domnul pentru Satana. Dar ce ne dă Satana? Poze, nu? Și pe unii cu imagini cumpără. Pe alții cu o sticlă de aghiazmă. Pe alții le bagă fumuri și fluturi în cap că să-i cineva să se creadă mai sus. Și dacă dă boala peste ei, s-a dus tot norocul, frumusețea și fericirea. Asta e cu atât mai dur, nu doar contrastant, să-L părăsim pe Dumnezeu care ne iubește, ne-a creat după chipul Său și ne dă toate lucrurile pentru Satana și favorurile din lumea aceasta. Și am întâlnit din nefericire așa fete care s-au dus câte un băiat nepocăit. Și știți ce spun? Și L-am iubit. Băi, ai fost sinceră, nu? A meritat iubit? Ce poate să-ți ofere? Cât poate să-ți dea? Unii renunță la Domnul pentru un loc de muncă, pentru o favoare oarecare. Dar merită ceva în lumea asta să iubim mai mult decât pe Dumnezeul nostru? Dar atunci, dacă Îl iubim pe Dumnezeu, cum se face că seara sau să încep de dimineață nu ne facem timp pentru El? Dumnezeu să se îndure de noi. Și un al treilea lucru. Scrie aici, în Iuda, am citit, așteptați, vers 21, așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos. Că noi suntem iubiți de Dumnezeu, spune versetul 1, și păstrați pentru Iisus Hristos. Aici e vorba de credință și de nădejde, de așteptările noastre. Nu-i mult, dragii mei, și vine Domnul. Credem asta? Dar l-așteptăm? Cât vă gândiți că anul ăsta vine Domnul? Sau că mergem noi la El? Cine știe? Dar gândul ăsta așa ne creează fiori așa de dragoste, de bine, că L-așteptăm pe Domnul. Ce sentimente ai când cânti? Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Sau cântarea de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața ni se întoarse. Sau este o cântare și mai totală, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Dorim Iisus să-ți vedem față. Dacă ar fi dorul acesta în noi, cum zice în cântarea cântărilor, că dacă iubești, toate sunt un dispreț. Dacă ne-a rugat prin Duhul Sfânt, dacă am rămâne în dragostea Tatălui și am așteptat să vină Fiul lui Dumnezeu, dumnezeirea ne-ar păstra în harul Său. Dumnezeu nu ne ține legați, dragii mei, nu. El ne lasă libertatea, a lăsat și lui Adam și Evei și a lăsat îngerii și a lăsat tuturora. Dumnezeu nu umblă cu povești după noi și spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, zice, eu n-am vrut să vă câștig cu vorbiri înduplecătoare, adică să vă duc așa de minte, să vă hipnotizez, să ziceți ca mine. Și ce spune acolo? Nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus. Dacă vreți cu El, haideți, dacă nu, treaba voastră. Și în final vă spunem, scrie Matei 25, că vă zice unora, duceți-vă de la mine. Dar ce au zis ucenicii când alții au plecat? Doamne, unde să ne ducem, că la Tine sunt cuvintele vieții veșnice? Dragii mei, dacă am rămânea noi cu Domnul de dimineața până seara, să te gândești la Domnul, să te rogi, să-L aștepți pe Domnul Iisus. Avea o cântare, o cânta bunica, o țin minte, privesc spre cerul luminos și ochii încep a plânge, că știu că acolo locuiești Domnul inimii mele. Să te apuce dorul de Domnul Iisus.
Și când te întreabă cineva la ce te gândești, să spui, măi, la cât m-a iubit pe mine Dumnezeu. Și să te poți ruga în felul acesta, vei rămâne tare, orice s-ar întâmpla. Nu va fi nicio iubire care să te atragă și nimic care să te corupă. Și încă ceva și-am încheiat. Scrie aici în ultimele versete, mustrați pe cei de spart de voi, căutați să-i mântuiți pe unii smulgându-i chiar și din foc. Deci suntem chemați noi să ne îndărădăcinăm în relație cu Dumnezeirea, să nu lăsăm firea veche să-și facă lucrarea și să ne corupă, dar și să facem ce putem pentru alții. Aici mă simt și eu oarecum deficitar că nu fac mai mult. Măi băieți, dacă de cumva se pierde vreunul din fanfară, măi să-l jăliți și dacă nu faceți o repetiție deloc. Spuneți, băi, trebuie să-l găsim pe ăsta că avem 99, dar unul nu-i. Și în adunare, dacă dă să se piardă vreunul sau din familie și vedem că a apucat cu cineva într-o prietenie, zice în Matei 18, versetul 15, să-l mustri tu, să-l câștigi, să mai vorbești încă alții cu doi, să vii cu el în fața adunării, să nu se piardă. Asta mi se pare că e ceva neplăcut în adunările noastre. Când greșește cineva, cădem în ispita să mai și vorbim de el, în loc să ne doară, că a fost un suflet iubit de Dumnezeu, care putea fi păstrat pentru Domnul Iisus pentru nuntă și să nu lipsească în ziua aceea. Aveți care nu mai vin la adunare. Sunt unii care știți că slăbiți aproape să se piardă. Ajutați-i, frați și surori, duceți-vă la ei, căutați-i cumva, faceți ce puteți pentru ei, să nu pierdem pe nimeni. Știți ce a spus Domnul Iisus rugăciunea sa în final? Să n-am pierdut nici pe unul, decât pe fiul pierzării. S-a luptat pentru Petru să nu-l piardă, era cât pe aci să-l piardă. Ispita e mare, cum v-am spus de la început, oricare se poate cădea. Dar să ne silim noi și să ne silim și pentru alții. Amin? Zice în finalul epistolei Iacov, dacă s-a rătăcit vreunul de la adevăr și îl întoarce, un altul poate să fie acoperită celui ce s-a rătăcit, evident, o sumedenie de păcate și să fie recâștigat, mărit să fie Domnul. Un frate de la noi a avut el ceva slăbiciune ale lui, n-a luat cina, o vreme nu mai prea venea la adunare și am văzut în ultima vreme că Domnul a cercetat, s-a mărturisit și m-a sunat aseară plângând și a zis, oare pot să iau cina Domnului? Zic, asta după cum îți spune cugetul dumitale, da frate, oare ce o să-mi zică, de atâta vreme eu n-am luat, oare mă lasă să iau cina Domnului? Dacă dumitale crezi că Domnul a recuperat, frații cu drag te vor primi. Și a început să plângă și a zis, Dumnezeu nu m-a lăsat să mă pierd, e mare lucru ăsta. Doamne, îți mulțumim că până aici Tu ne-ai păstrat. Nimeni să nu se încreadă că pe puterile Lui, noi am rămas în adunare când ne-a chemat Dumnezeu. Noi suntem aici când ne-a păstrat în durarea Sa, că avem la dreapta măririi un mijlocitor, că în adunare este lăsat Duhul Sfânt, că dragostea Lui Dumnezeu este încă pe rol. Dumnezeu ar vrea ca să ne ținem și să nu ne lăsăm. N-ar vrea să ne piardă, striga Dumnezeu prin profeție, Efraime, cum să te pierd? Că ne-a câștigat cu sânge și ne-a păstrat prin har și să ne luptăm și pentru alții. Să ne mântuim cu toții, Dumnezeu să vă ajute. De-aia mai vin și eu pe la voi câteodată, așa să vă dau câte o mână de ajutor. Să mai chemăm pe câte unul așa, care e necăjit, părăsit. Am avut o experiență. Cineva dintre nădlăcani m-a întâlnit și a zis, nu mă cunoști. Măi, nu te cunosc. Păi cum nu mă cunoști? Că ai fost în casă la mine în urmă cu vreo 20 de ani. Oh, de atunci mi-au îmbătrânit ochii. Și te-ai mai trecut și dumneata la față pe semne. Păi, dar de ce nu ai venit la adunare că te vedeam? Păi nu mai vin. Nici nu știu dacă acum vine sarmanul. Măi, dacă încă e în viață, eu de aia mor, nu zic Dumnezeu să ierte, cu aia se ocupă popa. Eu de ăștia viu, zic Dumnezeu să ierte. Da, să iertăm și noi și să ne luptăm și să facem tot ce se poate pentru mântuirea altora. Și închei cu două versete care sunt așa o rugăciune frumoasă în finalul epistolei.
era celuia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Auzi cum vrea Dumnezeu să ajungem acolo cu bucurie, nevinovați. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea și stăpânirea mai înainte de veci și acum și în veci. Amin. Adică acolo, când vom ajunge în rai și pentru vecii vecilor, îl vom binecuvânta pe Dumnezeu că noi ne-am silit, dar mare har că nu ne-a lăsat El. Noi am dat numai mâna, dar El ne-a ținut. A Lui să fie slava în veci.